O tânără a scăpat cu viață printr-o minune după ce un tir a trecut peste ea pe o trecere de pietoni din Râmnicu Sărat. Femeia de 29 de ani a vrut să traverseze strada Alexandru Ioan Cuza pe drumul European 85 într-un moment în care traficul în zonă era foarte aglomerat. Șoferul tirului nu a observat-o și a lovit-o. Căzută pe asfalt, tânăra a avut inspirația să se ghemuiască sub vehicul și a scăpat cu viață. Din verificări a reieșit că șoferul unui camion de mare tonaj condus pe strada Alexandru Ion Cuza din municipiul Râmnicu Sărat, un bărbat în vârstă de 34 de ani din Suceava, nu a acordat prioritate de trecere unei femei pietoni în vârstă de 29 de ani din Poșta Câlnău, care s-a angajat în traversarea drumului în zona marcajului pietonal. Întrucât tânăra nu a suferit vătămări corporale, șoferul a fost sancționat contravențional conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și totodată i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru următoarele 60 de zile. Polițiștii recomandă atât conducătorilor auto cât și pietonilor să manifeste maximă atenție la trecerile de pietoni. Recomandăm în acest context șoferilor să manifeste atenție și prudență în condus atunci când se apropie de trecerile pentru pietoni, iar acestora din urmă, pietonilor, să se angajeze în traversarea străzii numai după ce se asigură că pot face acest lucru în condiții de siguranță, chiar și atunci când au prioritate de trecere. Râmnicenii consideră că trecerea de pietoni din acea zonă este una foarte periculoasă, mai ales că se află în apropierea unei unități de învățământ. Oamenii spun că trebuie luate măsuri urgente pentru ca pietonii să traverseze în maximă siguranță.